Dimineața! Dăm astăzi drumul unui nou daily vlog. Așa cum v-am zis în cel anterior, mă rog, daily vlog, vlog săptămânal, ceva, am zis că o să continui din data în care am desfăcut calendarul advent. Ei, asta s-a întâmplat ieri, astăzi este 5 decembrie, ziua în care ne facem ghetuțele, pentru că vine moșul ei, abia așteptăm. Însă până la a face ghetuțe, eu mai am câte ceva de făcut și anume... De filmat, bineînțeles, ce aș putea eu să fac. De filmat. Mai pe seară vine și cel mic acasă. Aș vrea să împodobesc și bradul, nu știu dacă azi sau mâine. Vedem cum ne organizăm. Și seara, cu siguranță, ne facem ghetuțele. Și în astă seară, la ora 8, pe ProTV ne uităm la singura acasă. Ei, a venit. Deci nu, e clar, gata, e decembrie, vine moșul. Dacă e singura acasă, este clar. Și pe seară aș vrea eu să mai... introduc aici ceva, și anume cum se aplică filerina, pentru că am primit destul de multe comentarii, mesaje pe Instagram și așa mai departe, în care să vă arăt cum se folosește filerina. Așa că vedem ce mai facem pe aici prin casă și diseară sigur veți vedea acest mega tratament, whatever, mă rog, cum se aplică el. Acum, sinceră să fiu, stăteam un pic și mă uitam că m-am machiat un pic de dimineață și mă uitam un pic la buze că mi se par un pic mai pline. Nu știu, am făcut tratamentul... Câte zile am? Vreo 5 zile. 4 sau 5 zile, nu mai știu exact. Dar mi se pare că buzele mele sunt un pic mai pline. Acum nu știu dacă e de aici sau e de la filerina, că l-am aici lângă mine. Însă, vom vedea. Interesant. Acum, nu neapărat la buze vroiam eu să-și facă efectul, ci la riduri. Ok, hai să mergem să bem cafeaua și cu ocazia asta vă și arăt ce cafea beau și cum o fac. Hai să facem cafea împreună ca să vă arăt și cum se face. Și vă spusesem eu la un moment dat că cei de la Nespresso au scos colecția de Crăciun și acum beau, că mă întrebase cineva, torta di nociole. Sunt aceste capsule mici. Punem aici capsulita. Punem ceașca, îndreptăm asta și nu mai puțin să-mi pun eu îndulcitor. Bine, acum, sincer să vă zic, în mod normal aș fi dat drumul la radio, să ascult Magic FM, dar cum ne dă jos YouTube-ul, prefer să nu. Bun, și apăsăm pe latte macchiato. Și hai să vedem ce Dumnezeu ne iese pe aici. Să știți că nu mai am torta din nociole, mai am una, nasol. Mai sunt câteva sortimente. Hai că vă arăt și cum se face cafeaua. Mai am vanila eclair. Ce mai am aici? Coco truffle. Și caramel creme brulee. Și cred că mai am unul, dar mă rog. V-am zis așa ca idee. Îmi place mult spuma asta. Eu de asta am luat un expresor. Bine, multe sunt. Eu ăsta l-am nimerit. Ăsta mi-a plăcut mie. Da, sunt multe expresoare, dar eu îmi doream spuma asta de lapte foarte mult. De la un expresor și o cafea cremoasă. Și gata, aproape. Latte macchiato e gata și bun de savurat. A, și stați că vreau să mai arăt ceva. Am găsit chestia asta la Mega. Cu biscuiți de care? Venețieni, cred. Și mi se pare o cutiuță foarte drăguță pentru a lăsa lui Moș Crăciun, știți ce zic, că cei mici, teoretic seara, înainte de sosirea moșului, lasă pregătite pentru el lapte și biscuiți. Și am zis că asta e o chestie foarte drăguță. Anul trecut luasem, nu știu, niște biscuiți, nu mai știu de unde, de la o cofetărie în orice caz. Și le lăsasem pe un platou. Însă mă gândesc că dacă doar scoatem capacul la acest recipient și lăsăm lângă paharul de lapte, mi se pare foarte drăguț. V-am arătat așa, ca idee, că mie mi s-a părut foarte drăguț. La Mega o găsiți, nu știu, 20 și ceva de lei, dacă nu mă înșel. Și gata, am tăcut că trebuie să-mi beau cafea. Mă duc să-l iau pe cel mic de la bunici și vreau să vă arăt. Asta este ieșirea de la Mul Băneasa. Doamne, ce se întâmplă, oameni buni? Bine, să nu vă mai arăt de unul la intrarea în București. N-are rost, nu? Deci cred că toată lumea este în căutarea cadourilor. Uitați-vă și voi câta coada este până spre ieșire, spre metro. Che pasa! E să-mi spuneți che pasa. Deci la mall este jihadul.
Jihadul. Păi toată parcarea este full, full. Și mai rău este că urmează să urc podul de la Ikea, este arhi plin de mașini și problema e că nu se mișcă, abia ne târâm, stau aici de vreo 10 minute și abia am făcut, nu știu, 50 de metri. Sper să nu fie în schimb vreun accident, măcar doar să fie aglomerat și să nu se fi întâmplat nimic nimănui. Însă dacă aveți, dacă aveți de gând să vă duceți la mall în weekenduri sau la cumpărături, ori, stați un pic că s-ar putea să înțeleg. Astăzi este 5. Mâine sunt alegerile. Vă e fricuță? Cred că lumea are impresia, probabil foarte corectă, de altfel, că se va închide Bucureștiul după alegeri. S-ar putea să fie ăsta motivul ca să fie ieșit astăzi, în cazul în care de luni se închide și Bucureștiul, pe lângă orașele aflate în imediat apropiere a Bucureștiului și anume județul Ilfov, din care și eu fac parte. Și stați așa să vedeți că sunt un om foarte corect și am declarat. Da, da, nu puteam să ies altfel. S-ar putea să fie totuși chestia asta, nu știu, chiar sunt curioasă dacă o să ne închidem. Bine, voi o să vedeți asta în viitor, așa că sunteți la curent deja. Însă da, vreau să vă pun la curent și eu cu ceea ce se întâmplă în București pe data de 5 decembrie la ora 4:31. Da, din păcate se pare că este un accident. Sper să nu fie totuși ceva grav. Chiar îmi pare rău. Auci. Da, toată lumea pare să fie ok. Asta e cel mai important. Mașinile sunt fiare. Se refac. Important este sănătatea. Sunt la Arcul de Triumf și sunt tare, tare curioasă să văd dacă s-au aprins luminițele. Dar așteptăm să se pună verde și o luăm din loc să vedem. Sincer, nu prea cred, uite. Vedeți? Pe aici, uite, nu cred. Dar... Hai sănătate! Vedem imediat. Da, din păcate nu le-au aprins și sincer chiar nu înțeleg de ce. Păi când le aprind? Poate mâine de Moș Nicolae? Nu știu. Mi s-ar părea normal să le aprindă cât mai devreme ca să ne bucurăm și noi de ele, dar... Că să fă! Le aprindem noi acasă. Că să fă! Ce-i aia? Căscălța, mami? Da. Hai, vină încoace să-ți dau ceva. Ia uite ce ți-a trimis o doamnă pe nume Sandra. Poftim! Mulțumesc! Îți place? Da! Bravo! Ce ai acolo? Ciocolată? Cu bombonele. Wow! Și atât. Super! Ne-am așezat aici pe canapea ca să vă punem la curent cu ce urmează să facem în restul zilei. În bradul... O să mă duc să iau decorațiunile de acolo din pungi, o să le așez pe toate pe aici. O să facem un sclipiciland, așa cum îmi place mie să spun, însă nu-i problemă că avem aspirator. Și da, zic să dăm drumul operațiunii... Împodobirii bradului! Împodobește, mamă, bradul! Și eu la fel! Ia zi, mami, ce vrei să faci? Să îmi curăț ghetuțele pentru Moș Nicolae! Hai, dai drumul la treabă și a pus și mami acolo niște ghetuțe. Eu am 3 perechi, mami are doar una. Hai, cine știe, poate vine, poate nu, vedem. Poate îmi lasă vreo nuia. De ce să-ți lasă? Poate n-am fost cu minte. De ce? Nu știu, zic și eu, de unde să știu ce consideră moșul. Le lustruiești bine? Ce ai vrea tu să primești de la moșul? Să fie surpriză. Să fie surpriză? Doar lui Moș Crăciun ai făcut o scrisoare? Da. Moș Nicolae să-ți aducă cum o considera el, nu? Dulciuri de obicei, fructe. Da, nu se șterge. Insistă! Acum am trecut și la perechea lui tati. Bine. Tati, cred că ți este foarte recunoscător că l-ajuți cu... Moșul e. Moșul? Păi dacă n-ar avea tati ghieten, ce să-i lase moșul? Nu-i mai lasă nimic, așa că tati ți-e să recunoscător ție că-i faci și lui ghietuțele, că-l ajuți. Gata?
și perechea. Hai, pune-le frumos. Super. Știi cum să le... Ia, pune-le deoparte pe a lui tati, apoi pe ale lui mami și apoi pe ale tale. Le pun ce? Nu. Vreau să le pun pe cele mai... cele spate pe al mami și al lui tati, pentru că sunt cele mai mari. Da. Și ale mele le pun în față că sunt mai mici. Ok. Și ca să... Și ca moșul să aibă loc să pună. Uh-huh. Pentru că dacă le pun pe ale mele în spate, n-are loc să ajungă. Dacă le pun pe al lui mami și al lui tati, ajunge. Cred că ai o gândire foarte bună. Ok. Ghiduțele sunt pregătite. Așteptăm să vină moșul și moș Crăciun. V-am promis că o să vă arăt cum se aplică filerina și nu o să mă dezic de asta, cu toate că sunt frântă. Hai să vă arăt cât e ceasul, ca idee. Nu știu dacă vedeți acolo. 1:42. Abia acum am terminat de filmat ce aveam pe ziua de azi și m-am demachiat, de aceea am această față. S-ar putea ca nici cuvintele mele să nu fie tocmai coerente, pentru că mai am puțin și fac 24 de ore de când sunt trează. Însă nu contează, sunt aici pe poziții, cum am zis, facem vlogmas, facem tot ce trebuie, tot o să fie bine. Însă vreau să vă zic de un produs, pentru că tocmai ce m-am demachiat și am făcut eu un unboxing la o cutie pe Look de la Look Fantastic pe Instagram, pe story-uri. În cazul în care nu mă urmăriți pe Instagram, vă las aici jos contul ca să vă asigurați că o faceți, pentru că acolo mai prezint diferite produse care îmi plac și care nu. Fără să fie vorba de colaborări sau mă știu ce, nu. Eu vă zic ce îmi place și ce nu. Și primisem în ultima cutiuță, dacă nu mă înșel, această apă micelară, wow, ce bate lumina. Această apă micelară de la Polar, Ice Pure, ceva cu bumbac arctic, ceva. Mamă, deci mă ustură ochii, de aceea am și ochii foarte roșii. Pe lângă oboseală sunt roșii de la demachiat. Atât de tare m-au usturat, fai de mine. Demachiază bine, nu pot să zic că nu. Însă, nu. Acest produs pentru mine nu funcționează. În altă ordine de idei, să vă mai pun la curent cu ce se întâmplă cu vlogmasul. Este o muncă titanică, însă nu-mi pare rău că îl fac. Doar că este foarte, foarte greu. Gândiți-vă că am și un copil de care trebuie să am grijă. Nu că mă plâng, Doamne ferește. Eu mi-am ales chestia sau să o duc până la capăt, așa cum mi-am propus și indiferent de ce o să însemne chestia asta, eu vlog mă s-o să-l duc la capăt. Pare un, nu știu, așa, un clișeu că orice s-ar întâmpla, eu fac, eu dreg, eu pot. Nu. Este într-adevăr o muncă pe care mi-am asumat-o și nu o să renunț indiferent de ce ar însemna asta. Însă, v-am spus în primul vlogmas, acela cu atunci când am făcut haul-ul cu Black Friday, că mi-am luat de pe Notin o filerină. Atunci când am linkuit în descriere, se reafla în stoc, pentru că la momentul în care recăutasem eu, înainte să filmez, nu mai era. Însă, l-avem aici, filerina. Și v-am spus că o să vă arăt cum se folosește. De fapt, nu știu dacă v-am spus, însă am primit multe întrebări despre cum se folosește, dacă funcționează și așa mai departe. Nu am cum să vă spun dacă funcționează până în ziua 14. Ăsta fiind un daily vlog, n-am idee cum o să intre și când o să intre, însă eu vă arăt acum cum se folosește și la sfârșit, cu siguranță, în ziua 14-15, o să aveți impresiile mele. Hai să vă mai arăt și aici, în cazul în care n-ați văzut haul-ul, o să vi-l las pe aici pe sus. Așa vine pachetelul, dacă pot să-l desfac, cu aceste două seringi. Să știți că nu trebuie să vă injectați sau ceva de genul. Acul este bun și o să vă arăt imediat. Bun, primul produs pe care îl folosim, după ce ne asigurăm că avem tenul curat, și apropo, hai să ne asigurăm că avem tenul curat, pentru că vă spusesem eu la un moment dat de aceste cotonete de la Elemis. Acum nu vreau să fac în cadrul acestui clip vreo rutină de seară, însă de obicei eu astea le folosesc pentru că după ce mă demachiez, indiferent că folosesc apă micelară sau orice altceva, folosesc și aceste dischete să mă asigur că am tenul curat. Și o să vedeți, sper de fapt să nu se vadă, însă este foarte posibil, ca pe această cotonetă să vedeți reziduri de machiaj. Însă hai să vedem, mă uit și sus că am o oglindă.
Folosind aceste dischete, ele teoretic au efect de exfoliere, dar eu le folosesc ca să mă asigur că am tenul super, super curat. Și nu uitați de gât. Gâtul este foarte important, fetelor. Foarte important, pentru că foarte multe dintre noi, inclusiv eu, până acum ceva timp, obișnuiam să-mi aplic produse de skincare pe față. Uitam efectiv de gât și de decolteu. În continuare mai uit de decolteu, însă de gât niciodată. Și o să vă arăt imediat că am aruncat un ochi la dischetă. După ce m-am frecat cu apa asta micelară de mi-am îmbrășit ochii, pentru că aveam acel rimel al meu de la Lancome, care este preferatul meu din toate timpurile și care este destul de greu la demachiere. Însă, bine, bate și lumina asta, că am o oglindă de genul Hollywood și am niște lumini pe aici, însă sper că vedeți că sunt reziduri de fond de ten. De aceea vă spuneam că aceste dischete sunt Dumnezeul demacherii complete. Bun, acum că ne-am asigurat că tenul este curat, o să începem cu primul pas din acest tratament filerină. Primul pas, vedeți că l-am folosit ceva, deci să știți că mă ține treabă, nu vă mint. Este acidul hialuronic, aplicarea acidului hialuronic. Cum vă spuneam și în acel haul, acidul hialuronic nu hidratează. Este foarte important ca acesta să-și facă efectul, să aplicăm o cremă hidratantă după ce îl aplicăm pe el. Însă ajungem și la pasul 2 mai apoi. Aceasta este seringa și, cum vă spuneam, capătul, stai că nu știu cât de bine vedeți, capătul este bond, deci nu înțeapă, nu nimic. Ideea acestui tratament este că noi trebuie să folosim între 1,5 și 2 mililitri de acid hialuronic per tratament, adică per zi. Tratamentul se face seara și eu o să încep cu 1 mililitru. Vedeți că am umplut, sper de fapt, că am umplut seringa până la 1 mililitru. Și ca să văd exact unde mi-aplic, o să mă încrunt un pic. O să aplic exact aici pe riduri. Acum mi-e greu să mă uit și în cameră și în oglindă. Sper că o să vedeți ceva, pentru că o să mă uit un pic în oglindă ca să mă asigur. Și umpleți efectiv unde aveți ridurile. Mi se termină și bateria la telefon și acedează. Umpleți, aplicați serul în aceste pliuri. Eu am aceste riduri de expresie pentru că de foarte multe ori stau încruntată. Și când citesc, mă surprind încruntată și de aceea am făcut și aceste riduri minunate. Și mai am și aici, pentru că uitați-vă, vedeți cum stau și văd rid, aplic, efectiv, produs. Acum, nu aplicați foarte mult pentru că este posibil ca excesul de acid să se vadă după cele 10 minute. Însă o să vă explic atunci, pentru că am aplicat cu siguranță un pic prea mult aici. Cred că mi-ar fi trebuit bentița mea din Sinsei. Acum, ca să vedeți ridurile, întotdeauna vă schimonosiți, vă circăriți pe aici. Eu mai am și pe aici câteva și o să aplic așa, în formă de stea, sper că se vede. O să mai aplic și în zona cearcănelor. Încerc să mă uit și în obiectiv și în cameră și peste tot. Ideea e că să pot să vă exemplific cât mai bine cu putință. Uite, de exemplu aici am pus cam mult și o să vedeți la sfârșit cum se vede. Încercați să nu apăsați foarte tare, foarte, foarte tare pe seringă, pentru că veți primi un exces de produs. Am ajuns la jumătatea feței și mai avem foarte puțin din seringă. Eu mai aplic, vedeți aici, în ridurile astea, nazolabiale, le spune ceva. M-am strâmbat un pic aici. O să mai aplic și pe buze și de obicei să știți că după ce aplic acest produs, buzele mi se înroșesc. Sunt terminată, efectiv obosită. Și o să fiu acest clovn în curând. Vă dați seama că nu văd foarte bine ce fac, însă cum aproape se termină seringa, o să mai iau un 0,5. Ca să fiu sigură că urmez pașii pe care ei îi recomandă, și anume să folosim minim 1,5. Am luat unul mai devreme, am mai luat 0,5 acum. Unde mai aș putea să aplic? Uite, pe aici un pic,
pe aici și mai aplic pe gât, unde știu sigur că o să am riduri. Astea n-aș putea să zic că mai sunt de expresie. Astea s-ar putea să fie de bătrânețe. Bun. După ce am terminat, să mă asigur. Și mai aplic aici pe pomeți, pentru că teoretic acidul hialuronic ridică, umflă și vreau să am pomeții un picuț mai ridicați. Ok. Și cu asta am terminat și seringa. Am folosit 1,5 și acum tot ce avem de făcut este să așteptăm 10 minute. Punem capacul înapoi. Ok? Și hai să ne uităm la ceas. Este 1:52. Ne auzim așadar la 2:02 să vă arăt care sunt pașii următori. S-a făcut 2:03 între timp și vreau să vă arăt că mare parte din produs s-a absorbit, mai ales unde am aplicat cantități normale. Adică aici pe buze mai am un mic luciu, el produs nu mai e, uite. Nu se mai vede pe buze, pe degete. Aici se mai vede un pic, însă hai să vă arăt ce trebuie să faceți. De îndată ce au trecut cele 10 minute, trebuie să încercați să introduceți produsul mai mult în piele. Cum veți face acest lucru? Nu mișcări circulare, ci mișcări de tapotare cu podul palmei. Și anume, faceți efectiv, hai că încerc să mă apropiu un pic mai mult de cameră, și faceți efectiv așa. Acum, vedeți ce v-am zis de produsul în exces? Nu știu dacă se vede aici pe podul, uite. Produsul în exces va face, de fapt asta se va întâmpla, va face mici coji. E practic produs uscat, nu e altceva. Nu am foarte mult, cu siguranță o să am aici. Uite, aici s-a absorbit. Unde ziceam eu că am pus prea mult. Efectiv, îl împingeți în piele. Nu vă apucați să vă dați palme, că nu e cazul. Însă, asigurați-vă că peste tot, inclusiv pe buze, în cazul în care vezi niște buze mai voluminoase. Bine, nu știu dacă se va întâmpla, vă repet, nu știu, e prima oară când încerc produsul ăsta, însă eu vreau să fac toți pașii pe care ei îi recomandă, cum vă spuneam și mai devreme, pentru a mă asigura că vă dau o părere pertinentă. Acum, eu nu aștept miracole din partea acestui produs, așa cum spunea și o urmăritoare de-a mea într-un coment, produsele, intervențiile estetice nu le bate nimeni. Mă refer, nu știu, injecții cu acid hialuronic sau eventual cu botox care să-ți blocheze zona asta să nu mai faci riduri. Și uite, ăsta e excesul de produs. Nu știu, sper că îl vedeți pe acolo. Vedeți? Ăsta e excesul. Se usucă și face o... mă rog. Nu e extra mega deranjant, însă asta înseamnă că am aplicat produs în exces. Ok. Mamă, ce mi-am tras un aici. Bun. După ce am făcut acest lucru, următorul pas este să hidratăm tenul. Acesta este pasul 2 și se numește, cum se numește? Nourishing film. Nourishing film. Hai mai lumină. Nu știu dacă cât de bine puteți să-l vedeți acolo, însă credeți-mă pe cuvânt. Avem o seringa numărul 2, specială pentru cremă. Vedeți că este folosită. Și la fel încercăm să luăm un 1,5 din produs. Aceasta, să știți că merge mai greu în seringă. Nu e la fel de ușor de extras din recipient ca acidul. Însă lăsați să scoată aerul și produsul va intra singur în seringă. Uite, aproape ne apropiem de 1. Vedeți? Și acum, exact în zonele în care ați aplicat acidul hialuronic, aplicați această cremă. Partea bună este că nu trebuie să mai așteptați 10 minute. Adică, după ce terminăm de aplicat, vom proceda la fel cum am procedat mai devreme. Adică, cu podul palmei, efectiv împingem această cremă în piele și credeți-mă că este foarte hidratantă,
Și vă zic imediat de ce. Pentru că eu după ce termin de aplicat această cremă, stați că mă măscăresc momentan, o împing cu podul palmei, bineînțeles, cum v-am zis și mai devreme, și după aceea, fiind ultimul pas din rutina mea de îngrijire de seară, efectiv îmi întind, ăsta era cuvântul, produsul în, unde am mai dat pe buze, în, pe mâini. Hai, că mi-e foarte greu să termin o propoziție. Ați înțeles ideea, da? Deci nu mă duc să mă spăl pe mâini, după ce fac toată chestia cu fața, mamă, zici că sunt din, cum se numeau cei din Australia? Cum se numeau băștinașii din Australia? Doamne, ce-mi scapă și doar am fost acolo. Mă rog, înțelegeți. Revenind. Acum, că s-a terminat 1 ml, mai luăm în 0,5. Uite așa. Și punem și aici pe gât. Vă ziceam, totuși, să termin ideea. N-am luat nimic, ce deșteaptă sunt. Bravo, Diana. Nu mai termin tu nicio idee. Nu, stăteam să mă concentrez cum se numesc băștinașii din Australia. Doamne, ce mă enervează, dar caut eu acum pe Google imediat și vă zic. E a treia oară când zic chestia asta. După ce împing produsul cu palmele, cu podul palmei, îmi întind apoi produsul pe mâini. Și vreau să vă zic că dimineața sunt atât de hidratate mâinile, de asta susțineam că este foarte posibil ca această cremă să fie super mega hidratantă. Și acum, vedeți că pe aici, pe capătul seringii, a mai rămas niște produs, dar nu e nicio problemă pentru că îl întindem pe față. Și acum, mai aveam un seringă, ce drăguț! Noi mai dăm și pe aici. Nu contează, o hidratare, hai să dăm și pe nasău. Și pe aici un pic. Peste tot pe față. Asigurați-vă că vă dați peste tot. Bun. Seringa vine pusă înapoi. Căpăcelul vine pus. Sau nu? Am mâinile usuroase de la cremă și mi-alunecă. Ok? Tu o vin apoi în cutie. Cutia se închide și ne apucăm să împingem crema în față. Și Dumnezeule, dacă ăsta va fi un daily vlog, vai de noi, că va fi lung. Știu că multora dintre voi vă place, însă sunt și persoane care nu au atâta timp la dispoziție. Dar sunt convinsă că cele interesate de acest produs, uite și aplic un pic și pe ochi, se vor uita la pașii de aplicare. Pentru că dacă și eu sunt interesată de un produs, atunci, măi, dacă nu sunt, skip. Bun. Și mai avem gâtul. Și o să încerc, pentru că am destul de mult produs pe palmă, o să încerc să-l aplic un pic și pe decolteu. Aici, efectiv, o să-l întind. Pentru că este o cremă până la urmă. Și la sfârșit fac asta. Bun, cred că vorbesc deja de vreo 15 minute, cel puțin, așa că este cazul să încheiem, pentru că ar trebui să mă și culc. Nani. Sper că, că am fost suficient de clară în explicarea pașilor. Nu este foarte complicat. Pare el așa un pic, vai de mine, că nu știu, te duci într-o clinică și te-a pus să te injectezi. Pare altceva față de, nu știu, un acid hialuronic la butelcuță pe care pur și simplu l-a picat așa pe față. S-ar putea să fie doar o chestie de marketing, însă vom vedea la finalul celor 14 zile. Și nu mă mai lungesc cu vorba pentru că mi s-a uscat și gura, mi-e și somn și vreau să visez frumos și să mă duc pe perniță acolo în spate. Mă așteaptă și o carte, pentru că, da, oricât de obosit aș fi, nu pot să mă culc fără să citesc. Și să știți că, apropo de citit, vă arătați, bineînțeles că nu pot să termin de vorbi, nu? Of course. Vă arătasem în clipul cu recomandările mele legate de cărți și de seriale că mi-am luat pentru luna decembrie
o serie de la o autoare română, doar că are un pseudonim care seamănă așa, e într-o engleză, se numește N.K. Joy, însă a scos multe cărți cu tematica Crăciunului. Ele sunt niște cărți romantice. Mi-am comandat 5, am citit deja 3, sunt la a patra. Cum se numește? Nu mai rețin. Stați să o iau, stați ca să vă arăt. Dacă tot m-am apucat să vă zic până la capăt. Asta este cea pe care o citesc acum, Sărută-mă sub vâsc. Este cea de a patra. Să știți că am observat, am citit, cred că primele două au avut legătură între ele, a treia și asta, a patra se leagă. Efectiv, le-am luat întâmplător, dar am avut noroc că le-am luat într-o ordine potrivită. Bun, mă duc, mă schimb în pijamale, mă duc să citesc și vă urez noapte bună, cel puțin pentru mine, pentru voi eventual bună dimineața și ne revedem curând. Pa! La volan și am ținut să vă arăt mai devreme acel peisaj superb, superb. Iarna întruchipată, foarte frumos. Mi-ar fi plăcut să am timp să mă opresc să fac niște poze acolo, însă mă duc să-l iau pe cel mic de la școală. De aceea sunt iar în mașină, de aceea iar vă vorbesc din mașină, pentru că în toată nebunia asta cu vlogmasul m-am uitat eu prin filmări așa și zic, băi, eu n-am mai vorbit cu oamenii ăștia, cred că din 5 sau 6 decembrie, nu mai rețin exact. Și ținând cont că este destul de lung acest daily vlog, pentru că v-am prezentat filerina, mă gândesc să facem aici încheierea. Suntem în 10, da, în 10, nu, în 10, ceva de genul. Am pierdut noțiunea timpului pentru că, credeți-mă, sunt varză cu programul, varză, nu mai știu când e zi, când e noapte. Știți, bebelușii aceia care încurcă programul, dorm ziua și stau noaptea treji, aia sunt eu, nu mai știu, habar n-am, în ce dată, știu orele, că am treburi de făcut, dar în rest, da. Sper să nu cădeți! Da, zic să vă mai pun la curent cu ce s-a mai întâmplat și anume, nimic. Nimic, chiar nimic. De atunci, deci cred că v-am lăsat cu ghetuțele lui Luca pe 5, ceva de genul. Dacă sunteți curioși să aflați ce a primit Luca de Moș Nicolae, bineînțeles că găsiți acel clip pe canal, dacă nu o să vi-l las și eu pe aici, pe sus. După care au urmat niște zile super mega aglomerate. În afară de vlogmas, am avut eu de făcut niște drumuri în oraș pentru niște acte. Ceva plictisitor, adică nu... Am stat și m-am plimbat, chiar îmi doresc să stați acolo și voi. M-am plimbat între o locație, notar, mă rog, chestii din astea administrative, care nu au nicio legătură cu vlogmasul, așadar am sărit aceste zile din punctul de vedere al daily vlogului. Însă, acum că v-am pus la curent, v-am zis și ce fac, sunt și nemachiată, m-am oprit din editat, eram în casă să editez, vlogmasul și m-am uitat la cea, zic, hai la naiba, trebuie să iau pe Luca, altfel iar întârzi și iar e cu falcăncerul, n-am pământ. Bun, aici cred că o să încheiem daily vlogul pentru că devine lung și nu vreau să vă plictisesc, mai ales în perioada asta în care aveți de urmărit atât de multe videoclipuri. În curând o să termin și de aplicat filerina și o să revin cu un review în daily vlogul următor, când cred că o să facem și un unboxing la cutiuța de la Look Fantastic, pentru că am primit azi mesaje la curier că vine. Și deja vorbesc foarte mult, v-am sucit aici și cu volanul. Așa că, acele cuvinte minunate de încheiere. Sper că v-a plăcut daily vlogul, vlogul săptămânal sau vlogul pe două zile. Că ați găsit informațiile necesare legate de filerina, pentru că așa cum spuneam, am primit destul de multe mesaje și am zis să ajungă informația asta la voi prin intermediul acest daily vlog. Gata, vă pup, abia aștept să ne revedem cu un alt daily vlog, cred că ultimul din acest vlogmas, undeva săptămâna viitoare, cred. Dacă nu încurc zilele, cum probabil o fac, ne revedem săptămâna viitoare cu un ultim vlog din acest vlogmas! Yay! Și apoi continuăm. Însă, ca să aflați când vom mai continua, pare rău că nu mă vedeți, dar mai și conduc.
Când vom continua, cred că o să vă zic în ultimul episod din acest vlogmas. Gata, v-am pupat, vă las că ajung la școală și mă așteaptă Luca. Vă pup și ne revedem data viitoare! Bye!